Sunt căutări disperate în județul Mehedinți după ce un tânăr în vârstă de 18 ani a fost dat dispărut de către familia sa. Există indicii conform cărora băiatul din Drobeta Turnu Severin ar fi ajuns în apele Dunării. Tânărul a absolvit de curând liceul și urma să susțină probele la bacalaureat. Cel care a dat alarma a fost tatăl tânărului. Bărbatul a anunțat că fiul lui a plecat de ieri dimineață de acasă, fără acte și fără telefon și nu s-a mai întors. Apropiații susțin că băiatul ar fi fost zărit pe camerele de supraveghere amplasate în apropiere de Dunăre, lângă piciorul podului lui Traian. Semnalmentele tânărului: 1,90 m înălțime, constituția stenică. La momentul plecării era îmbrăcat într-o bluză verde, pantaloni de trening verzi. Pentru căutarea băiatului au fost mobilizate echipaje de pompieri și scafandri ale ISU Mehedin și Dolj. Însă vizibilitatea este foarte scăzută din cauza apei tulburi. Cătălin Gabriel are 18 ani, este elev al Colegiului Național Gheorghe Țițeica și a absolvit de curând clasa a 12-a. Săptămâna viitoare, tânărul trebuia să susțină examenul de bacalaureat.